Daniel a lucrat ca și funcționar public până acum un an. A tot încercat să se angajeze, însă nu a reușit. Acum vrea să plece să lucreze în străinătate. Nu am lucrat niciodată și îmi doresc. Ați lucrat doar în țară? Doar în țară, da. Și deci, de ce vreți în afară? Eu am mai fost în Germania, dar doar în vizită. Vreau să văd cum este. Nu știu dacă voi reuși și acum, dar vom vedea. La fel ca și el, alți 200 de români speră să fie pe placul angajatorilor germani. Au mai lucrat în afara țării, sunt dispuși să plece în Germania pentru câteva luni. Acolo câștigă experiență, iar munca lor este plătită mult mai bine. Pentru a îmbunătăți cunoștințele, doresc să lucrez în domeniul gastronomie și mă interesează să cunosc cât mai mult. Ați mai lucrat în afara? În Germania, da. Timp de 6 ani de zile. Numai sezonier și numai prin forțele de muncă. E o țară destul de civilizată. Salariul este mai mare. Ai mai lucrat în afara țării? Da, am lucrat. Unde? Tot în Germania am lucrat. Da, a fost bine. Vă-s mulțumită. Selecția nu a fost una ușoară. Solicitanții trebuie să cunoască limba germană la nivel de conversație. Angajarea se face pentru o perioadă de 6 luni. Trebuia să treci acolo ca să vadă angajatorii din Germania. Mai ales că nu prea știți limba germană. Sunt așteptați 200 de solicitanți pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul hotelier gastronomie, în meserii precum bucătari, ospătari, ajutor la bucătărie, cameriste și recepție. Din câte județe? Sunt 23 de județe. Selecția continuă și miercuri, iar după susținerea interviurilor, angajatorii germani vor afișa lista cu cei 100 de români aleși să lucreze în domeniul hotelier.